Direcția Națională Anticorupție a declanșat o anchetă penală care îl vizează pe arhiepiscopul Tomisului, în al preasfințitul Teodosie. Acesta este acuzat de cumpărare de influență după ce ar fi promis suma de 160.000 de lei unui om de afaceri, pentru ca acesta să obțină o finanțare de 800.000 de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Alături de Teodosie este cercetat și un consilier din cadrul arhiepiscopiei pentru complicitate la cumpărare de influență. Și lucrări executate într-o oarecare măsură. Singura noastră dorință este, avem și noi comisionul nostru de 20%, adică de 160.000. Asta e sfântul, părintele meu. Să-i mai cerească ce veniți dumneavoastră. Acesta ar putea fi motivul pentru care înalt preasfințitul urmează să dea explicații procurorilor DNA. În cadrul unei investigații realizate de publicația online Recorder, un pretins om de afaceri care i-a dat de înțeles părintelui că are influența asupra Secretariatului de Stat pentru Culte, promite o alocare de 800.000 de lei în schimbul unui comision de 20%. Nu ne interesează prea mult cum decur lucrurile, să aibă dosar la culte și știți că se împart mai mult politică bănuții de la culte. Se poate acum sau la rectificarea din august? O ultimă întrebare, anumite detalii, adică am vrea și noi să lucrăm un pic dacă, de exemplu, se alocă finanțarea la o unitate de curs, se poate? Adică, sigur se poate, da? Nu. Avem și noi treburile noastre. Da. Bine, cum procedează? Eu mă caut cu noi deja. Arhiepiscopul Tomisului l-a mandatat pe consilierul său să negocieze detaliile afacerii cu pretinsul om de afaceri, motiv pentru care și acesta este cercetat pentru infracțiunea de complicitate la cumpărare de influență. Ce puteți spune? Biserica Ortodoxă Română a declarat că susține stoparea corupției. Autoritățile judiciare, ca și cele bisericești, sunt firesc interesate de elucidarea oricărui caz de corupție reală. Sancționarea și combaterea acestui flagel societal, care poate afecta inclusiv biserica, este în primul rând o datorie morală. În cazul în care arhiepiscopul Tomisului va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani, precum și interzicerea exercitării unor drepturi.